Mi-a trecut prin cap să apar într-o ie că am și am mai făcut. Să vorbim despre cum poate să fie și bine, domne, în țara asta. Ba chiar am avut în dezbatere o ediție specială în care să vorbim despre lucrurile bune care se întâmplă în România și despre românii minunați care ne fac mândri. După cum se poate vedea, am renunțat la idee. Nu pentru că n-ar exista aici lucruri minunate și oameni extraordinari, dar nu văd, fraților, nu văd cum astăzi, în situația în care ne aflăm, cu oameni care mor cu zile la ATI, am putea să ne bucurăm fără să părem tâmpiți. Și, mă rog, dacă trebuie, prezint scuze pentru asta. Nu știu, e totul atât de pe dos în țara asta că ar trebui să zicem nu la mulți ani, ci ani mulți la. Pe bune, ani mulți la România. Dorești îți ce tot. Fericită fi să. Totul e pe dos în țara asta. Totul e șchiop, e strâmb, e șui. De la educație la aerul pe care îl respirăm și de la drumuri până la aceste partide bolnave cu totul. Nu știu voi, dar eu m-am săturat, oameni buni, și să sper. Pe bune, deși sunt un tip optimist de felul meu, nu mă dau înapoi de la muncă, nu, toată viața asta am făcut. Am pus capul în pământ și am muncit. Am muncit sperând. Am obosit să sper. Nu știu, o fi și vârsta. Am auzit eu că după 40, oricât de în formă te-ai menține, încep să obosești aici. Nu știu, o fi și asta, da. Dar cred că mai degrabă e România. Acu iar alegeri cu miză mare, iar se rupe pământ în două, iar ni se decide viitorul, iar români, hai să ce, mă? Pe bune, fraților, hai să ce? Eu am obosit să sper. Am obosit să sper că dispare pesedismul din țara asta, Nici o șansă, îl văd prin toate celelalte partide. S-a întins nenorocitul, s-a luat carâia, da. Am obosit să văd liberali care nu vor decât familie tradițională și să dea oamenii afară din administrație. Am obosit să văd mecla aia de bidon călcat de tramvaia lui Băsescu de atâția ani. Am obosit să-l văd pe Tăricianu, am obosit să-l văd pe Ponta. Am obosit să văd preoții trăind în lux pe banii săracilor. Am obosit să văd că tot mai mulți copii n-au șanse la o viață mai bună. Că tot mai mulți români sunt lăsați în urmă și apoi tot ei sunt acuzați că nu vor. Că sunt leneși, că sunt alcoolici. Și cine îi acuză, mă? Cine? Niște leneși, niște nemernici care au ajuns în politică pentru că au avut părinți undeva, pentru că au avut un unchi securist sau pentru că au furat și au dat unde trebuie. Ia mai sperați, mă, și voi. Cum era? Ia mai sperați, mă, ca la Colin, nu? Că eu am sperat destul. Să mă entuziasmez acum? La ce? La treaba asta cu, bă, vin 80 de miliarde de euro de la UE, punem gresie, faianță, antenă de satelit, facem frumos. Iar, mă, iar facem frumos? De câte ori n-am mai făcut frumos și s-au îmbogățit unii, iar noi am rămas cu speratul și cu uratul de 1 decembrie. Nu de fiecare dată am rămas cu cârnatul de 1 decembrie și am belit ochii ca proștii la taburile cumpărate cu sute și sute de milioane de euro, în timp ce copiii ne mor înnecați în haznalele școlilor de la țară? Hei, ia uite, tati, avioanele, vezi avioanele? A? De-aia n-aveți voi WC-uri în școală, ci lângă școală, uite, alea sunt avioanele, da? Am sperat din toate pozițiile, ca să zic așa. Am sperat de mă ustură fundul. Să mai spere și alții. Totul e pe dos și a rămas pe dos în țara asta. Nici nu ne mai scandalizăm că la educație e un ministru agramat. A devenit normal.
Aceiași oameni, aceiași slugarnici, aceiași puțini care au totul și noi care trebuie să facem frumos, să ne bucurăm de ziua națională, să urăm, să cântăm, să sperăm că lasă-mă că o să fie bine și pentru noi. Nu, bă, n-o să fie. O să fie mai bine și mult mai bine pentru ei și pentru copiii lor. Și nu doar la noi, nu. Peste tot în lume lucrurile s-au așezat astfel încât banii, chiar și atunci când sunt, ajung în cea mai mare parte tot la bogații care fac lucruri ieftine pentru noi, săracii. Să ne cumpărăm ceva frumos de Black Friday. Cum rămâne cu noi? Cu noi rămâne, cum a zis Nelu Tătaru, toți suntem vinovați. Doar că ei sunt vinovați cu foarte mulți bani, iar noi suntem vinovați săraci și fraieri. Sau că era și aia, ai bă, că suntem toți un pic securiști. Da, doar că ei cu funcții și cu bani, iar noi securiști cu izmenele rupte în fund. Și nu știu, mă, să sper iar așa la comandă, nu mai vine. Mă tot uit la apelurile disperate ale politicienilor. Români, veniți înapoi în țară! Bă, asta e cruzime. Știi cât de greu s-au rupt oamenii aia de țara lor și te duci acum să le sucești cuțitul în rana asta numită România, care nu se va închide niciodată? Ce nemernici! Cum ziceam, să mai spere și alții. Eu țin post negru de speranță o vreme. O fi ca la mâncare? Postul negru ajută, e dovedit științific. E bine din când în când să te purifici așa. Cine știe, poate după aia voi vedea lucrurile altfel. Poate mi se deschide altfel mintea. Da, frumoasă parada de azi, da. Ca la înmormântarea lui Maradona, rudele și trei prieteni.